Vlăduț, ce gătim astăzi? Bună dimineața din nou. Am o propunere destul de interesantă pentru astăzi și anume un trandafir catifelat, evident, obținut dintr-un file din carne de porc. În primul rând am nevoie de acest file întreg pe care îl condimentez cu sare, piper și îl dau la cuptor timp de o oră, dar nu înainte să rumenesc bine de tot pe toate părțile. În momentul când este gata, am să-l asezonez cu puțină miere pentru că vreau să fie dulceag. Îl las să se răcească, după care am să-l tai în feliuțe foarte, foarte subțiri, feliuțe cu care am să formez un trandafir comestibil, evident, un trandafir delicios din carne, separat însă, pentru că nu se poate consuma singur. Ba da, se poate, dar este mai gustos alături de o garnitură. O garnitură la care voi folosi praz și cartofi. Cartofii fierb în coajă, îi tai în felii foarte subțiri, la fel ca și la musaca. Prazul însă, după ce îl tai cubulețe, am să-l trag într-o tigaie, am să-l înnăbuș. După ce este bine de tot pătruns, am să procedez exact ca și la musaca, adică îl așez în straturi alternative. Între ele am să adaug cubulețe de brânză, iar după ce se umple tava, am să răzui cașcaval. Dau totul la cuptor timp de 30 de minute, aceasta fiind, bineînțeles, garnitura pentru trandafirul meu catifelat. Băieți? Mulțumim, Vlăduț, apucă-te de treabă!